Povestea începe cu o femeie pe nume Rose, care înfruntând ploaia, se apropie de casa ei. Ea încuie ușa clădirii de lângă casa ei, care este protejată de mai multe lacăte. În sufrageria casei, Maisie, fica lui Rose, este ocupată cu decorarea unui tort. Aflăm că tatăl ei, Pa, este incapabil să vorbească sau să se miște, iar Rose trebuie să injecteze zilnic medicamente. Maisie suflă în lumânarea de pe tort și o atmosferă de bucurie învăle încăperea. Ea îi oferă tatălui cadouri și se alătură acestea pentru o fotografie. Dintr-o dată, un străin disperat le bate la ușă, cerând ajutor. Acesta povestește despre un

Rose ezitantă, dar mișcată de rugămintea de ajutor, deschide ușa cu reticență pentru a lăsa să intre. Ea examinează rănile bărbatului și le invită pe fratele lui să-l ducă la spitală. Cu toate acestea, temându-se de furtuna care face ravage afară, fratele insistă să-i ceară ajutorul lui Rose. În ploaia torențială, Rose îl îngrijește pe bărbatul rănit, cu rănile pe masă din sufragerie. În timpul conversației, fratele se prezintă ca fiind Matty. Matty se retrage în baie pentru a se spăla de sânge și ascunde cuțitul în ciorap. Întors în sufragerie, Matty îl găsește pe fratele său dignindu-se pe canapea. Firea materna lui Rose o determină să-l invite călduros pe Matty să savureze supa pe care Maisie a pregătit-o, ceea ce determină o serie de întrebări despre călătoria și trecutul lui Matty. Descoperă că este din Londra și Matty explică faptul că se îndreaptă spre un loc unde un prieten al lui Jack îl așteaptă cu o barcă. Cu toate acestea, Matty pare puțin nervos în legătura cu dezvoluirea locației sau adevăratului lor obiectiv, până când fratele său Jack, care și-a recăpătat cunoștința, răspunde că merg la pescuit. În timpul conversației lor, Jack spune familiei că trebuie să informeze pe cei care așteaptă că sunt bine. Rose îi spune că nu există semnal în ziua. Ea îi spune lui Jack că există o cabină telefonică veche pe drumul spre sat, dar că nu-l poate duce acolo până a doua zi dimineață din cauza furtunii. Auzind acest lucru, Jack cere să folosească toaleta, iar Meti spune să plece. Cu toate acestea în toaletă, Jack este șocat să descopere că au dus geanta greșită. Curând se dovedește că cei doi frați erau implicați în activități ilegale și că furaseră o sumă mare de bani. Cum punga cu bani se află încă în mașină, ei trebuie să găsească o modalitate de a o recupera. Prin urmare, Jack îi cere lui rău să împrumute mașina, în timp ce Meti se preface că este bolnavă. Jack spune că Meti și-a uitat este în mașină și vrea urgent să le recupereze. Când Rose observă că Matty nu se oprește din țipat, se oferă să-l ducă pe Jack cu mașina, cu o condiție. Matty trebuie să aștepte într-o cameră încuiată, deoarece nu vrea să o lase pe fica sa cu un bărbat pe care nu-l cunoaște în casă. La câteva momente după ce îi pleacă, Maisie a chiar și vorbește cu Matty. Ea nu a vorbit cu nimeni până acum, cu excepția mamei sale. După o conversație plăcută, Maisie deschide ușa și când îl scoate pe Matty afară, acesta îi cere lui Maisie să-l însoțească la etaj. La etaj, Matty găsește o cameră cuiată, iar Maisie spune că este laboratorul mamei sale și că nimeni nu poate intra. Ei stau de vorbă când Rose dezvolă despre accidentul soțului și despre pierderea sfârșitoare a fiului lor. Când ajung la locul accidentului, Jack o roagă pe Rose să-l aștepte, în timp ce el își ageantă cu banii. În acest moment, Rose își dă seama că în mașină se află un om mort. Situația devine puțin tensionată când Jack scoate pistolul și obligă pe Rose să-l ducă la cabina telefonică. Rose se supune ordinului său și când ajung la cabina telefonică, Jack o instruiește să nu facă niciun zgomot. Acasă, Maisie îl invită pe Matt în camera ei și arată bunurile sale, inclusiv o artă care îi permite să călătorească prin lume fără să iasă din casă. Între timp, Jack vorbește cu șeful său despre geanta cu banii. Șeful spune că va veni personală. Aici aflăm că bărbatul mor din mașină este fiul șefului, dar Jack minte, spunând că fiul său este bine. Ne întoarcem la Meti și Maisie. În timp ce legătura lor devine tot mai puternică, ei aud brusc un buletin de știri la radio care dezvole căutarea trei bărbați implicați într-un jaf în Londra. Meti încearcă să închidă radioul și se străduiește să explice lui Maisie că nu el a făcut-o și că a fost un accident. Maisie îl încurajează pe Meti să se întoarcă în camera lui înainte ca mama ei să se întoarcă. Punctul culminant este atins atunci când Rose și Jack se întorc acasă, iar Jack îi ordonă lui Maisie să scoată pe Meti din cameră. Dintr-o dată, Jack vede un far și când se duce să verifice, este un polițist. După ce le spune lui Matty și Maisie să se ascundă în camera încuiată, Jack îi dă instrucțiuni precise lui Rose să nu-l îngrijoreze pe polițist. Ofițerul de poliție intră în casă și o informează pe Rose despre vânătoarea de oameni. Rose încearcă să se comporte normal, dar privirea suspicioasă a tatălui îi atrage atenția polițistului. Polițistul observă și fotografia tatălui și a lui Maisie, care pare să fi fost decupată, așa că bărbatul strigă după ajutoră. Pe măsură ce polițistul devine din ce în ce mai suspicios, Rose afirmă că așa se comportă pa, dacă medicamentele să le întârzie. Polițistul întreabă brusc de ce există în casa ei o fotografie a unei fete pierdute de mult timp. Alias Mezi și afirmă că și familia fetei lipsește, dar apoi Jack apare din spate și le atacă pe polițist. Meteau de agitație din interior, în timp ce Maisie profite de ocazie pentru a lovi cu vază. În cele din urmă, polițistul reușește să-l imobilizeze pe Jack, dar este șocat să o vadă pe Mezi. Deodată apare Rose și îl împușcă pe polițist, omorându-l. Maisie este conflictuată și confuză de evenimente, deoarece Rose îl injectează rapid pe tatăl fetei cu droguri, după ce Mezi susține că că tatăl ei tocmai a vorbit. Mai târziu, Rose curăță mizeria, închizându-i pe Jack și metin sub subsolă. Cu ajutorul involuntar al lui Mezi, familia încearcă să ascundă dovezile, aducând polițistul mor la locul accidentului lui Jack. Rose creează o scenă falsă, care face să pară că polițistul a murit într-un schimb de focuri cu banda lui Jack. Rose o asigură de asemenea pe Mezi că poliția nu este bună, nimeni nu este bun, motiv pentru care trebuie să o protejeze pe Mezi de ei. În Încuiați în subsolă, Jack și Matty se liberează în cele din urmă din cătușe și încearcă să iasă din subsolă. Ei scapă pe o altă ușă din afara casei, dar Jack nu vrea să plece pentru că geanta cu bani se află în casă. Urmează o confruntare intensă în care se dezvolă că Matty suferă de o tulburare mentală care îl face să aibă adesea crize de furie și alucinații. Jack îi spune să-l aștepte în ambară. Condus de la comie, el se urcă în laboratorul misterios al lui Rose și intră pe fereastră. În interiorul camerei, descoperă o femeie încătușată. În fața femeii se află mai multe crane, dar partea cea mai absurdă este atunci când descoperă că femeia a fost amputată, dezvolind adevărata natura monstruoasă a lui Rose. El descoperă că Rose nu este mama reală a lui Maisie atunci când vede mai multe articole de ziar despre dispariția familiei lui Maisie. Mai mult decât atât, doamna care zace acolo este adevărata mama lui Maisie. Când Jack încearcă să o salveze, femeia îl imploră pe Jack să-i termine suferința. Între timp, Rose simte că ceva nu este în regulă când își vede oile alergând afară. În acel moment, ea își dă seama că frații au scăpat. Matty pe de altă parte, se ascunde în ambar, dar este confruntat de Rose. Rose decide să nu-i facă rău băiatului, spunând că Meti amintește de fiul ei decedat și că va avea grijă de el. Auzind acest lucru, Meti o acceptă pe Rose ca lui mamă. Între timp, Jack reușește să găsească o altă cale de intra în casă, recuperează banii și o reține pe Maisie, încercând cu disperare să o convingă de adevărul despre Rose. În timp ce Rose se îndreaptă spre casă, Jack o conduce pe Maisie într-o Cameră. Aici, Jack îi dezvăle lui Maisie că adevărata sa identitate este Jenny și că Rose nu este mama sa adevărată. Adevărata ei mamă conducea mașina care s-a ceunit cu cea lui Rose în acea noapte, omorându-i soțul și fiul, așa că Rose i-a luat pe Maisie și pe tatăl ei pentru a-și înlocui familia ca răzbunare. El îi dă fotografiile și colierul pe care le-a luat din camera lui Rose, care i-a prind amintirile lui Maisie. În mijlocul haosului, șeful lui Jack dă peste pava mașinii bandei. În timp ce Jack se gândește la o cale de scăpare, el o instruiește pe Maisie să-l conducă pe tatăl ei la un camion, în timp ce el îl ia pe Mattie. Din nefericire, Matty nu mai este în ambar, iar absența lui provoacă îngrijorare. Jack nu este dispus să plece fără el, așa că intră din nou în casă și îl vede pe Meti în vârful scărilor. Dar Matty spune lui Jack să plece, în timp ce rămâne cu noasa mamă. Rose îl împușcă pe Jack și rănește la gât. Într-o confruntare dramatică, Jack țipă că a dezvălui lui Maisie faptele întunecate lui Rose în laboratorul ei. Furioasă, Rose încearcă să-l forțeze pe Jack să se predea, dar acesta o lovește din față și intră în posesia arme pe care o scăpase. Încercarea lui Jack de a o bloca pe Rose este oprită de intervenția lui Matty, care îl împinge pe Jack la pământ și începe să-l lovească. În timp ce Matty o ajută pe Rose să se ridice, Maisie intră în casă și oferă asistență lui Jack în timp ce se îndreaptă spre mașină. În același timp, se apropie șeful lui Jack. în siguranță, ei se refugiază în ambar. În timp ce Rose încearcă cu disperare să o convingă pe Maisie că ea a fost cea care a crescut-o și a avut grijă de ea. Dintr-o dată, o mașină sosește în incintă, anunțată de Metica fiind Mac. Jack îi dă lui Maisie cheia mașinii și ordonă să plece cu tatăl ei, în timp ce el se îndreaptă în direcția opusă pentru a se întâlni cu Mac. Când descoperă că fiul său este mort, Mac îl scoate pe Jack din ascunzătoare, o confruntă pe Rose în legătură cu nevoia sa de bani și vrea să-i ucide pe ambii frați pentru că au provocat moartea fiului său. Rose îi spune că îl poate ucide pe Jack dacă vrea și că nici ea nu vrea banii, dar că el nu se va atinge de Matty. În timpul confruntării, Jack îl înjunghe pe Mac în picior și Rose îl împușcă în cap, în timp ce Matty îl împiedică pe omul șefului să ucidă pe Rose. Atacatorul reușește să-i învingă pe meti și Rose și încearcă să ucidă din nou. Într-o mișcare îndrăzneață, Matty lovește pe atacator și pleacă cu mașina împreună cu tatăl ei, lăsându-i pe Rose, Jack și Matty inconștienți. Pe măsură ce filmul se apropie de final, Maisie găsește alinare într-o pădure, în timp ce un ofițer de poliție asigură că tatăl ei va fi bine și promite să o aresteze pe Rose care a scăpat. Între timp, Rose și noul ei fiu Matty sunt văzuți lungi în împreună, nu a lor casă izolată. Mama se uită pe camerele de supraveghere, în timp ce în spatele ecranului se află Jack. Membrele sale au fost amputate, reflectând soarta adevăratei mamei lui Maisie. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!